Îl transferați pe Djokovic la FCSB, cum ați reușit și cum de l-ați dorit în perioada aceasta? M-a ambiționat Șumudică, că a zis că niciodată nu vine Djokovic. Și a zis, stai mă, să vedem cum a ambiționat și Djokovic, cum a ambiționat și Mihai Rotaru, că a zis să fie sânge. M-a ambiționat. A pregătit o super echipă pentru sezonul următor? Le gătesc. Păi eu v-am spus la 2-0 ăla, 2-0-3-2, ăla a fost pentru mine un semnal de alarmă, că eu credeam că am echipă puternică și mi-am dat seama că nu. Că n-ai cum să mănânci bătaie de la 2-0-3-2. N-ai cum. Când trebuie să fii campion. Și atunci am zis, bă, ce trebuie? Și concluzia mea este, bine, asta e cum oamenii o știu. Eu am ajuns și eu, mai mic am ajuns la concluzie. Bă, dacă n-ai mijlocași puternici, praf ești la fotbal. N-ai mijloc bun, nu ajunge mingea la atacanți. N-ai mijloc bun, nu o recuperează mingea. Ca atare ești praf. M-ai înțeles? Și atunci ai zis, băi, trebuie să-mi trăiesc mijloc. Ca dovare sunt 5 mijlocași acum care joacă 3. Deci în dea 5 care sunt toți buni. Olaru, Djokovic, Băluță, Malcolm și Cușut. Sunt 5 care sunt toți buni, dar din 5 vor juca 3. Deci 2 foarte buni mijlocași vor ta pe bancă. Aveți favoriți dintre ei? Nu am nimica. Concurență. Acum o să fie concurență, că nu mai ești titular, că rămâi sigur pe teren. Că nu mai. Acum nu mai este că... Nu că îl critic pe Olaru. Am numai cuvintele laudă. Dar acum nu mai mai sta, de exemplu, Olaru 90 de minute, că trebuie Olaru să stea. Dacă nu joacă odată bine, ia treci tu pe bancă, Olarule, și tu. Olaru era niciodată, el niciodată nu i-a schimbat. Stai, bă, că și tu te schimbăm. Înțelegi? Sunteți mulțumit de tragerea la sorți cu CSKA? Ce CSKA? Pe CSB-ul? Eu să știu, mă, bar, n-am. Eu știu că mi-a zis meme că eu nu mă pricep la alea. Mi-a zis meme că e foarte ușoară echipă de trecut. Atâta, în altceva nu știu. Nu le cunosc echipele străine. Nu le cunosc, nu mă interesează. Și o să mai am încă un fundaș central și asta este treaba. Ce vă doriți în acest sezon în Europa? Păi ce, grupele? Banul. Voi vreți performanță. Suporterii vor performanță. Eu ca să o fac performanța, mie îmi trebuie banul. Deci ca atare banul aduce performanța. Ca atare vreau banul, că vreau și performanța înseamnă. Nu? Că dacă nu îl iau banul, n-am de unde performanța. Eu vreau banul. Toată lumea zice, bă, da banul, păi da mă banul, că fără banul nu faci. Dar apropo de bani, cum ați reușit să-l convingeți pe Djokovic? Și Modica spunea că acolo câștiga aproape 1 milion. Banul. M-a enervat banul, așa cum m-a enervat și ăsta, Rotaru. Băi, Gigi, păi stai bă, cum? Păi nu, dom'le, să fie sânge. Păi zice, ce faci mă, faci sânge cu mine? Păi stai să vedem, că dacă e boală de sânge, când dau drumul la sânge, eu, păi vai, vai, vai. Rămâne, cum ați spus, cea mai puternică echipă, Craiova. Eu așa cred. Vă e frică și de Rapid? Acum că Cicălia pe burcă, la CFR? Băi, deci, eu nu vreau să mai critic echipele adverse. M-ați întrebat cine credeți că, dacă mă întrebați că e Rapidul, foarte bună Rapidul. Eu vă spun cine, cu cine cred eu că mă concurenz la anul. Și aia e Craiova. Nu mai mă întrebați de ăla, de ăla, de ăla, că nu vreau ce să dau cu părerea, ce să spun. Că ce, că nu poți să te bați cu Becali dacă e jucător numai liber? De la, cum să mă bat eu cu unul care iau jucător de la el? Cum se poate să mă bat? Dacă eu, dacă eu dau drumul la 2 jucători, tu iei. Și păi vrei să te bați cu mine, că ce, eu nu eram atât de idios, proști, ai știut tu că ești mai bun tu și să faci. Singurul om care poate să ia jucători de la mine și să facă din ei jucători să funcționeze e Hagi, atât, altul nu. Nu cred că Mutu poate să facă ce face Hagi. Hagi e singurul care poate să facă. Ia jucători nefuncționali și funcționează el. A, atât. În rest, altul nu poate să facă. Despre Băluță, ce dar bine, dar nici el nu poate să facă. Face el ce face. E adevărat. Bă, dacă mai face și acum iarși din ăștia, eu după aia îngenunchez în fața lui. Dacă el și din ăștia care i-a luat acum, nu știu, 4-5 cât a luat, mai face și din ăștia să funcționeze, mă duc, îngenunchez și zic, bă, gata, mă.
Îi pup picioarele, nu mai zic în viața mea nimic despre fotbal. Nu se poate așa ceva. Vorbeați de fundaș Chiricheș, mai prezintă vreun interes? Chiricheș este. Deci avem nevoie de un fundaș central. Sunt la ora asta cam trei. Ăla Duarte, care era supărat Mititelu, că vine cu toporul, să ducă cu toporul în Europa acum, că a plecat la o echipă din Europa. Să ia toporul, să ducă cu toporul. Că de la mine lua niște bani, păi ne înțelegeam, nu știu, 100, 2000, nu știu, 2, 300, înțelegi? Și venea jucătorul. Așa, a toporul, dă cu toporul, dă cu toporul acum, că a plecat. S-a semnat cu altă echipă din Europa, nu știu. Și la cine vă mai gândiți ca fundaș? Ce vă mai place? Păi sunt trei jucători care nu îi știți voi. Sunt trei jucători care e posibil să vină unul din ei trei. Deci nu din România, din afară? Da, păi din afară, păi n-am ce să iau. Am vrut să-l luăm pe Moche, sau cum îi cheam, pe... L-a luat Mirel, în ultimă instanță. Meleche. Pe Meleche, da. Am vrut să-l luăm pe Meleche, am luat Mirel. Despre Băluță, ce informații ați primit de la antrenament? Se pregătește așa cum era de așteptat? Sau peste așteptări? A zis că nu, e peste așteptări. Nu, adică mi-au zis că nu se așteptau așa. Adică felul de antrenament, eu știam. Adică chiar se refereau la ceea ce eu spuneam, explozie. Asta eu v-am zis că eu caut un mijlocaș care când are culoar la centrul terenului să urce cu mingea la picior. În viteză, asta face Băluț. Naționala v-a bucurat, a făcut un egal cu cea mai puternică echipă din Cupa. Dar am vorbit, mă, de națională. Tu nu erai aici, unde erai, dormeai. Păi să vezi să dormeai. Păi dacă dormeai, tu acum ce-ți fac? Te-ai sculat tu, zic ție. La Under 21 au jucat de băieți. Și ce să faci? Și doi băieți ai luat două goluri au luat. Hai mă, lăsați-mă. Băi, suntem praf, da? Peste tot bătaie, mâncăm bătăi. Nu mai știu să cred, nu știu ce fac, bă, frate. Ori au vreo substanță, au vreun secret, iau ceva substanțe de joacă ei și ne bat toți. Nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg ce. Garita mai reprezintă interes din partea dumneavoastră? Nu. Nu mai interesează. Adică ne-a interesat, dar nu mai... La revedere! S-a terminat. A fost până acum două zile. Și am zis, bă, gata, stop. Ce fac? Stau să mă rog de Garita? Machita. Eu așa îi zic, Machita. Pe cine vedeți că ar trebui să joace fundaș dreapta? Zicea domnul Stoica de Pantea mai degrabă decât Crețu sau Ovidiu Popescu. Îl vedeți pe Pantea? Bă, nu știu. Eu, de exemplu, văd pe Ovidiu Popescu. Pe Crețu, dacă l-am ținut, înseamnă că l-am ținut că am încredere și în el, nu? Că altfel nu-l țineam, că expirează contractul, nu? Nu o să fac acum echipa cu voi aici, o să vedem că avem nevoie și de sub 21. Eu, de exemplu, ne-am spus, am vorbit cu ăsta la Ploiești, am vorbit și cu Rotaru și cu cine am mai vorbit. Am zis, bă, ne comandă pe noi Burleanu? Păi înseamnă că suntem, așa merităm, că suntem idioți și proști. Aveți bărbăție în voi? Păi avem. Păi dacă aveți, ne întâlnim frumos la ligă și spunem așa. Bun, mă, alea, că faci fotbal de femei, că bine, fă-le. Dar nu ne obligi pe noi să punem sub 21, mă, că e a noastră. E afacerea noastră. Nu există nicăieri în lume așa ceva. A inventat el așa ceva. Acolo nu putem la adunarea generală. Nu, că nu putem, domne, că sunt ăia, jafeme, jefe, minci. Șpagă tricou, șpagă minge, șpagă nu știu ce gazon și le fură votul, da? Și n-ai ce să faci, că votează ei, comitetul executiv e al lor, că votează hap-țac imediat toți. Bă, e dictatură și suntem idioții și proști. Păi adevărul că suntem, bă, că aici suntem 16. Începe meciul, niciunul sub 21 pe teren. Al doilea meci, niciunul sub. Să vedem ce mai face el Burleanu. Mai poate să ne comande. Dar poate să existe unitatea asta. Păi da, pe aici vezi, putem să avem bărbăția asta. Și acum urmează să ne întâlnim, că putem să o facem. Că aici sunt toți de acord. Adică toți nu vor sub 21. Și atunci să zicem, poate Hagi, că zice că are el copii și... Dar rămâne numai unul, că altul nu mai e. Deci o să fie 15. Păi dacă noi toți 15 nu punem U21, ce se poate să mai facă el la comisie, mă? Mai poate să judece la comisie el?
Și aducă, dacă nu putem să o facem asta, deci anul ăsta cu U21, apoi tată, mai bine mergem și ne împușcăm în cap singuri, că suntem prea idioți. Și vine un copil și ne comandă un copil și râde un copil de noi. Că e un copil el. Vine copilul și comandă lui Becali. Bași, bă, sub 21, ca așa, că sunt eu și eu câștig. De ce câștig? Că am tiranie și câștig voturile. Păi tu mă obligi pe mine, mă. Ce rușine, cum ne obligi pe noi, punem noi într-un... Faci tu, domnule, mai atractivitate. Păi tu vii să joace locul 3 cu locul 8, mă. Păi cum să faci tu așa ceva? Aia n-ai să faci acolo, că acolo votează ei, că așa le convine lor. Altă chestiune. Păi fă-mă normalitatea. Domnule, așa e mai atractiv. Păi tu ne faci pe noi atractiv, păi noi băgăm banii noștri, tu faci atractivitate pe banii noștri. Fă-mă atractivitate pe banii tăi, mă. Ai produs vreun ban în viața vieților tale. De unde ai produs? Nimic, niciun ban ai produs. Și acum ne vezi pe noi cum să facem noi bani și cum fim atractivi noi. Asta e anomalia României. De ce? Că te-a venit și te-a dus coldea, te-a băgat. Dar vă gândiți inclusiv să faceți un boicot, poate? Ar funcționa? Păi dar nu e boicot, mă, nu e boicot, e revoluție, nu e boicot. Boicot înseamnă altceva. Revoluție înseamnă altceva. Nu facem ce zici tu. Noi la ligă, ne întâlnim la ligă și noi hotărâm că nu punem un 21 pe teren. Gata. Ce o să faci tu? Ce poți să fac el? Dacă aplică amenzi? Cine să aplice amenzi? Generația. Și cui aplică? Cui, la toți? Ne dă el amenzi la toți el. Păi atunci să ne pușcăm, mă, chiar să ne căm după aia. Dacă ne dă el un copil nou amenzi, și atunci dacă el dă el copilul lui Becali amendă, atunci du-te, tată, și neacă-te. Ce mai stai? Dacă vine, ce amenzi să dea el? Și noi venim și spunem, ce amendă dai tu, mă? Tu ești un copil care te-am pus noi, stai pe banii noștri acolo, n-ai făcut distrus fotbal nimic, nici echipa n-am zis nimic. Cum îți dai tu amendă nouă? Îți dăm noi amendă ție, de te luăm de aici pe scaun, te scoatem afară de aici. Facem noi, dacă e... Venim noi cu toate cluburile și stăm noi cluburile, toate și cu jucătorii, că avem puterea în fața federației, până nu pleacă copilul de acolo. Și asta, mă, ne obligi tu să punem U21? Dar ce să fac, n-ai cu cine, că nu au bărbăție, bă, vedeți în țara asta. Nu e bărbăția. Da, nu se poate. Dar sunteți supărat și pe Liga Profesionistă, că nu face mai multe împotriva federației? Ce să fac? De genul ăsta? Ce să fac? N-are putere. Să încerce, măcar, ce? Să se zbată. Ce? Ce că le bagă pumnul în gură comitetul executiv cu tirania? Aia e tirania fotbalului în România. Comitetul executiv e tirania. Aia e arma tiraniei. Bag vot sus sclavii. Hai, sclavule, ridică! Pac, sclavul ridică! Păi ce asta? Păi asta e conducerea, asta e cu... Nu îi se poate așa face. Nu se poate, asta nu e fotbal. După aia spune, păi de ce? Păi de aia. Eu vin, dau milioane, bag milioane în fotbal și vine unul, spune, bă, tu milioanele tale le bagi, dar tu așa faci. Bă, ești nebun la cap, cum să fac pe milioanele mele, tu cum vrei tu, bă? A, regulile jocului, așa, administrația, bancul, tare, dar nu mă obligi pe mine activitatea mea, cum să o fac? Ești obligat să faci fotbal feminin. Păi n-am, bă, bani, dă-mi tu bani și fac fotbal feminin. Cum să obligi pe un om să fac o activitate? Eu când am intrat, poate să spună de acum încolo cine intră în fotbal, că o lege retroactivă. Dar tu mă obligi, eu sunt în fotbal acum, tu spui, bă, ești obligat, păi numai eu când am intrat în fotbal, eu nu avea fotbal feminin. Tu nu poți să mă obligi să fac ceva din mers. Faci fotbal feminit. Nu vreau, mă, să fac. Ești obligat. Și după aceea zici că e libertate, e democrație. Că e democrația lor. Tiranică. Aia este. Ultima întrebare, domnule Becali. Credeți că poate ajunge la Laurențiu Reghe ca în flacra Iova lui Mititerno? Nu e problema mea, nu știu asta. Nu mă interesează. Aia, întrebați-l pe Mititerno ce face. Că Mititeu l-ai văzut. N-a vrut să ia bani de la mine, l-a pierdut pe Duarte. Hai, domnul să vă ajut. Mulțumim frumos. Mulțumim. Zi bună. Tata Cristi. Da, ba. Mamă, ce calză.